Salut și bine am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Unreal Byte, bine am găsit la episodul cu numărul 11 din EFC 24. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like, să strângem undeva pe la 10 like-uri și să vă abonați de sigur, pentru că este foarte, foarte important. Noi am rămas la meciul contra la cei de la Brighton în Premier League, unde vedem că Brighton în momentul de față se clasează pe locul 11. Asta înseamnă că nu va fi o așa mare problemă să o învingem. Meciul anterior, ține minte că am bătut pe City cu 4-0, asta mi-am aminte și a fost ceva foarte, foarte frumos. Jota trece acolo foarte bine, șutează și marchează bară, gol, bine mă Jota mă, bine mă Jota mă, vine golul mă. Adversari și șutul bine plasat, foarte bine, incredibil, Diogo Jota roșește dubla, bine mă Jota mă, bine mă. Finez și bară transversală, gol incredibil, nu pot să crezi gol. Șut și bară gol, intră și acest șut incredibil. Dar aici la Brighton este cu totul altceva. Aceasta este echipa, joacă pentru un atac Mitoma în stânga, Gilbun pe mijloc, în apărare văd că e Dunk și e Spinian. O echipă destul de bună, chiar destul de bună, care a avut potențial și are de fapt un moment de față, dar în acest sezon de Premier League nu prea se descurcă așa de bine. Echipa este pregătită, însă cred că o să dăm o simulare în acest meci, pentru că este un meci destul de ușor. Deci haideți să vedem și... haideți să vedem 4-0. Îi învingem destul de bine, 4-0. Înscrie Mohamed Salah, Nunez, Konate și Enzo Fernandez. Foarte bine, primul gol al lui Enzo Fernandez la Liverpool. Se pare că iar n-a venit Monthly Scouting Report. Haideți să vedem la brazilian dacă găsim ceva. Nu e bun, nu e bun. Din păcate nu e bun, nu este bun. Oh, se pare că găsim pe Caio Reis, cred că așa se îmbrunță, din Brazilia, 1.900.000, destul de bine. Și văd că poate să joace poziția de left winger, ceva de genul. O să-i dăm sign player. La brazilian am găsit ceva, haideți să vedem dacă găsim și la Franța. Ok, se pare că în episodul ăsta avem foarte mult noroc, pentru că am mai găsit un jucător de 1.900.000, Jonathan Hendry, care desigur îl vom băga în academie. În rest, nu este nimic bun pe aici. Haideți totuși să vedem dacă găsim ceva și la portughezi. Dar din păcate n-am găsit nimic la portughezi, însă ne-am ales cu doi jucători foarte, foarte buni. Un mijlocaș left mid, cam așa, Jonathan Hendry, și un left mid, Caio Reis. Cred că așa se numește. Ambii cu potențial de 94, cam bine, cam toți jucătorii aici au potențial 94, însă toți jucătorii sunt de 15 ani. Pe acest jucător să-l facem left winger, iar pe acest jucător să-l facem cam. Cum v-am zis, din păcate toți au 15 ani, asta înseamnă că nu putem să-i avansăm, să-i punem în teren. Însă anul viitor, când o să crească, o să ajungă la 16 ani, o să putem să-i folosim cu drag. Următorul meci este contra la cei de la Sheffield United, un meci foarte, foarte ușor. Aceasta este echipa, nu este foarte mult de spus, așa că hai să vedem dacă putem să-i batem. Pentru că este un meci foarte ușor, cu siguranță o să-i dăm sim, așa că haide să vedem și... 4-0 și lor le dăm omorul. Giorgio Scalvini, vedem că înscrie, cred că primului gol la Liverpool. Mohamed Salah, Diogo Jota și Vini, desigur. Următorul meci este contra la cei de la Manchester United, care au o echipă formidabilă cu Bruno Fernandes ca mijlocaș, Varane, Lisandro Martinez, Anthony, Rashford, văd că l-au transfer pe Corea și pe Calabria. Onana în poartă, Luxon în stânga, da, Eriksen pe mijloc, am răbat în o echipă foarte, foarte bună. Da, cu această echipă vom intra în meci, așa că haideți să intrăm și să vedem ce putem să facem. Da, și începe meci, haideți să vedem ce reușim să facem meciul acesta. Gakpo, se duce pe flank, îl are față pe Varane. Haideți să vedem, pasa la Salah. Salah jos la Fernandez, Fernandez la Vini și Vini scrie foarte bine, bine mă Vini mă. Reușim, facem minutul 9, 1-0, revedem faza. Pasă de la Salah la Fernandez, Fernandez cu pasă frumoasă la Vini și Vini execută cu stângul. Onana nu se mișcă de pe loc și Vini marchează un gol foarte, foarte rapid. Pasă la Fernandez, Fernandez are viteză, haide să vedem. Fernandez cu finesul și înscrie Enzo Fernandez. În sfârșit înscriem noi un gol cu el. Minutul 21, Enzo Fernandez reușește să facă 2-0. Revenem faza, Enzo Fernandez pleacă singur și trage din afara careului pe lângă portar, reușește să înscrie. Da, se face 2-0 și ne extindem avantajul față de cei de la Manchester United. Bine acolo, Vini are viteză, se duce singur, uitați-l cât de rapid e. Haideți să vedem și... No, nu reușește, sunt doi jucători acolo. Sairemeri, pasă la Salah. Salah poate să întoarcă, Sairemeri din nou șutează și apără Onana data asta. Corner pentru noi, execută Robertson înspre Jota, însă este respinsă. Van Dijk cu un șut pe lângă poartă, a încercat totuși. Bine acolo, recuperă mingea, Sairemeri trece bine acolo, este blocat acolo de Varane, fundaș prea bun.
Intrăm în a doua repriză, am un avantaj foarte, foarte mare. Haideți să vedem dacă mai puteți să-mi scriem goluri sau să mențin avantajul. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Gakpo. Gakpo, bine acolo, pasă bună la Diogo Jota și înscrie. N-avea cum să rateze, incredibil ce construcția fazei, nu știu, foarte, foarte, foarte bună faza. Vedem acolo pe Enzo Fernandez care urcă, se întoarce, pasează Gakpo, Gakpo trece excelent și pasă la Jota care n-avea cum să rateze. Ce bine trece acolo Gakpo și ce pasă frumoasă la Jota. Da, se face 3-0, e cam distrugem pe cele la Manchester United. Vom face schimbările, cam multe schimbări, dar să fim acolo, sigur că avem echipa odihnită. Ok, trece Sule bine acolo, este acolo Scalvini, ce... tackle foarte bun. Barros, Barros trece destul de bine, are viteză, se poate duce singur. Haideți să vedem. Haideți să vedem Barros și finesul peste poartă, incredibil. Anthony pasă mână la Rashford și Rashford nu reușește să se marcheze, apare acolo Alisson. Corner pentru Manchester United, haideți să vedem. Pasă. Reușește acolo să treacă foarte bine Eriksen, centrare, da, nu este bună centrarea. Vini o prinde pe contraatac. Are viteză, se poate duce singur. Trece de toți jucătorii. Și vine singur cu portarul, scrie acolo două trivela și se face efectiv 4-0 în minutul 86. Revenem faza, Vini are prea multă viteză, n-ai cum să-l oprești. Vini n-avea pur și simplu, n-avea cum să ratezi acolo, hai să vin serios, n-avea cum să ratezi. Și să termină meciul, câștigăm cu 4-0, îi distrugem pe cei de la Manchester United, din păcate, având vedere că eu sunt fan, este cam trist, dar asta este, este un joc până la urmă. Următorul meci este contra la cei de la Royal Antwerp. În Europa League avem tur-retur, deci o să putem să simulăm primul meci, iar al doilea meci, în caz că este diferența mică sau că suntem conduși, o să jucăm. Aceasta este echipa lor, o echipă destul de bună, acolo în Belgia se bate destul de bine. Aceasta este echipa cu care vom juca. Haideți să vedem dacă reușesc să câștigăm. Cum a zis, o să simulăm, deci haideți să vedem și reușim să-i batem. Însă diferența de scor este cam mică, 2-1, este destul de mică. Mohamed Salah înscrie dubla, se pare, și ne pune în avantaj. Următorul meci este contra la cei de la Crystal Palace în Premier League, un meci foarte ușor, deci hai să simulăm rapid. Aceasta este echipa lor, o echipă destul de mid, v-am zis, o echipă destul de ok. Aceasta este echipa cu care vom juca, haideți să vedem ce reușesc să facă. Și reușim, ok, nu reușim, de fapt facem egalul. Este de trist, dar asta este, asta se întâmplă când simulăm meciurile. Este ok, Diogo Jota reușește să marcheze pentru noi, este suficient cât să nu pierdem. Da, și vine returul contra celor de la Antwerp. Cred că o să lăsăm fix așa echipa. Echipa este destul de odihnită, este bună, poate juca tot meciul aproape, așa și așa. O să facem mici schimbări în timpul meciului, o să intre Barros neapărat. O să-l băgăm pe Gravenberg în locul lui Kelleher. Sire Emery o să intre și el, Gakpo la fel o să intre și el, Nunes posibil. Da, și în ce mai meciu, haideți să vedem ce reușim să facem contra la Royal. Bun, acolo Salah, îl întoarce foarte bine și față în față cu portarul, n-avea cum să rateze. Hai să fim serioși, n-avea cum să rateze. Mohamed face 1-0 contra cei de la Real în minutul, nu știu minut, dar reușim să marcăm. Revedem faza, pasa bună de la Arnold, se întoarce foarte bine acolo Salah și înscrie fără nicio ezitare. Da, cum am zis, se face 1-0 minutul 8. Bine, trece acolo Vini, are viteză, se poate duce. Pasă foarte mult la Jota. Haideți să vedem, pasă la Salah. Salah, dintr-o poziție grea, apără portarul. Mă așteptam totuși. Corner pentru noi, haideți să vedem, execută Robertson, dar nu ajunge la Diogo Jota. Enzo Fernandez acum, haideți să vedem și peste poartă, din păcate. Diogo Jota îl vede pe Salah foarte bine urcat și n-avea cum să rateze aici. Poate acolo avea cum, dar aici n-avea, era față în față cu portarul. Înscrie Mohamed Salah, face dubla și ne pune într-un avantaj imens. Revedem faza, foarte, foarte bună acolo, pasă foarte bună la Mohamed Salah care este complet, complet liber și înscrie imediat și se face 2-0. Vini trece destul de bine, șutează de la distanță, însă nimerește un jucător. Da, și se dă repriza, reușim să trăim repriza cu un avantaj foarte mare. Este, mi se pare că 4-1 la general în față, avem un avantaj mare, deci avem șanse să trecem mai departe. Intrăm și în doua repriză, haideți să vedem ce mai putem să facem. Enzo Fernandez peste poartă, din păcate. Stop. Și Szoboszlai reușește să marcheze. Ce pasă bună cu călcâiul de la Diogo Jota. Szoboszlai din fața porții reușește să marcheze și face 3-0 sau 4-0? Nu se 4-0? Pare așa, pare așa. Oricum, avem un avantaj enorm de mare. Rămân de văd.
Oh, trece acolo, sună bine un șut, dar iese pe lângă poartă. Caz e bună, dar a ratat. Și hai să vedem, nu reușește, se respinge acolo foarte bine. Și Vini, vine la instanță, apără portarul, ce șansă bună. Baros este blocat acolo, din păcate. Fernandez se scrie foarte bine acolo, se face 4-0, incredibil. 6-1 la general, Enzo Fernandez marchează ultimul gol din acest meci și s-a terminat meciul, practic. S-a terminat meciul. Revenem faza, pasă bună acolo și Enzo Fernandez din întoarcere reușește să lovească mingea așa de bine cât să înscrie. Foarte, foarte bine. Da, și se termină meciul, reușim să câștigăm foarte, foarte lejer, 4-0 și 6-1 la general. Echipele care au mai rămas în Europa League sunt Setrens, Roma și Sparta Praha. Noi vom juca contra la Sparta Praha, care cred că o să bate în destul de ușor. Și în finală avem două opțiuni, ori cu Setrens, ori cu Roma. Eu cred că o să câștige Roma, pentru că am văzut că am avut un meci destul de greu cu Sevilla și a reușit 4-2 la general. Performanța destul de ok, destul de bună. Următorul meci este în Emirates Cup contra la City. Mi se pare că este semifinala, da, cred acolo semifinala pe Wembley Stadium. Este un meci foarte greu și foarte important, dar cred că și meciul ăsta îl vom juca în episodul următor. Nu uitați, dacă a plăcut, să apăsați acolo butonul like, să strângem multe, multe like-uri, să abonați să cască, să deja. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat, pa, pa!